Bună seara din nou tuturor celor care la această oră urmăresc televiziunea Plus. Am revenit în partea a doua a emisiunii. PDL-ul nu renunță la planul de regionalizare a României. Senatul a adoptat tacit legea UDMR privind reorganizarea teritorială și înființarea ținutului secuiesc. Invitații mei în această seară, publicistul și poetul Mihai Sultana Vicol. Bună seara din nou, domnule Vicol, și istoricul și profesorul Adrian Popovici. Bună seara, domnule Popovici. O să încep cu un banc despre regionalizare, că președintele Băsescu și premierul Boc au discutat într-o seară așa la un pahar de whisky, că așa ai terminat tu cu produse de fast food și cu whisky prima parte a emisiunii, amintind de aceste lucruri. Ei, stăteau amândoi într-o seară la un whisky. Emil Boc spune: șeful, nu credeți totuși că 8 regiuni sau 12 sunt prea puține la 20 de milioane de locuitori? La care Băsescu râde, copios inconfundabil râs a domnului Traian Băsescu, și zice: păi cine a zis că rămân 20 de milioane de români? Da. Sinistru. Ei, sinistru bancul, asta e, asta circulă pe internet. Oricum și lupta cu regionalizarea e o luptă și chiar și pe internet, da? Opoziția a atacat tot timpul propunerea PDL de împărțire a României în 8, 12 sau 16 mega județe sau super județe sau regiuni, cum vreți dumneavoastră să le spunem. Criticile sunt din ce în ce mai aspre la adresa celor din PDL și celor din UDMR. O să, dacă am amintit puțin de opoziție, o să dau și părerea domnului Victor Ponta, care a declarat ieri că opțiunea social-democraților este foarte, foarte clară în ceea ce privește regionalizarea, și anume că nu se desfințeze județele actuale. Pe baza celor 8 regiuni de dezvoltare existente și funcționale deja, trebuie făcute în perioada 2013-2014 funcționale regiunile, dar cu două lucruri: cât mai multe atribuții de la județe și cât mai multe atribuții de la guvernul central. Guvernul central trebuie să dea regiunilor cât mai mult din atribuțiile care revin în mod normal la București, a declarat Ponta. E interesantă și declarația președintelui PSD 2013-2014. De altfel, politologul Cristian Pârvulescu este de părere că reîmpărțirea administrativ-teritorială este demarată într-un mod mult prea abrupt. Asta spunea și în primăvară, a spus-o și în cursul zilei de astăzi, în preajma unui an electoral, în plină campanie electorală, cum se spune, timpurie, da, preelectorală, hai să spunem, campanie preelectorală, și fără să fie asigurat un consens pe scena politică. De fapt, cum precizam, sunt chiar și voci din PDL care consideră o mare, mare prostie această regionalizare. L-avem pe domnul Nicolae Năstase la telefon. O să luăm acest telefon, după care o să vă dau cuvântul stimații mei invitați. Bună seara, stimate domn! Bună seara dumneavoastră și invitaților dumneavoastră! Aș dori să fac o completare cu privire la regionalizarea României. Sunt masterand în anul 2 la relații internaționale și cooperare transfrontalieră și am materia foarte bine în minte. Chiar anul trecut am făcut despre regiuni de dezvoltare și despre euroregiuni. România, la ora actuală, face parte din 13 euroregiuni, pe baza cărora se implementează proiecte europene și se aduc fonduri europene în România. Ceea ce guvernanții noștri nu au gândit până acum, sunt proiecte în care chiar și Suceava este parte a euroregiunii Prutul de Sus și până în 2013 atrage bani europeni. E vorba de programul acela internațional de cooperare transfrontalieră Ucraina, România și Republica Moldova. Și bineînțeles de ceea ce spunea domnul președinte al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, de drumul acela pe care, dintre izvoarele Sucevei și Bilbor, pe care l-a finanțat de fonduri europene. Acești bani europeni sunt până în 2013. În cazul unei reorganizări teritoriale, ce se va întâmpla oare cu aceste euroregiuni? Și cu banii europeni, bineînțeles, pe care îi primim. Gândiți-vă că se va bloca și va exista un angrenaj de a veni bani în România și, bineînțeles, de a primi aceste
regiuni, județe, orașe, municipii care fac parte din aceste euroregiuni. Le vom desfința sau ce vom face cu ei? Oare guvernanții nu s-au gândit la aceasta? Problemă? Da. Nu cred că s-au gândit, că dacă s-ar fi gândit, ar fi avut și ei o logică și o coerență în ceea ce vor să transpună în realitate. Dar trebuie spus că până la ora actuală au fost atrași numai 30% din fondurile pe care... 30% e părerea noastră, domnul Vico. Statisticile spun cu totul altceva. Bine, 30% să spunem cu condescență ca să-i acoperim. Pentru că aventura asta pe care ei este o aventură criminală cu sfârșit dramatic pentru România, ei vor ca să pulverizeze România. Acum, oare nu dau dovadă de incompetență? Păi, da, oare nu dau dovadă de incapacitate de a conduce acest stat? Această regiune? Cu siguranță, da. De est a Europei? Nu ne oferă deloc nici siguranța că suntem membri în Uniunea Europeană și nu pot oferi nici măcar siguranța celorlalte state membre ale Uniunii Europene. Siguranța la frontieră. Sunt multe probleme pe care România trebuie să le facă față, iar guvernanții actuali nu au capacitate, nu dau dovadă de competența necesară. Drept pentru care consider, ca orice român, că ar trebui să plece cât mai urgent posibil, pentru că viitorul nostru este afectat. Și dacă nu îi afectează pe cei care au vârstă mai... vârsta a treia, persoane de vârsta a treia, poate ne afectează pe noi, cu siguranță, cei care suntem tineri. Și nu ne oferă, ne închid viitorul. În loc să avem mai multe opțiuni spre viitor, ei ne închid. Ne închid, exact. Și cu atât mai mult ajungem și mai săraci decât suntem. Din păcate. Și din mulțumesc mult, o seară bună. Vă mulțumesc și eu și cred că sunteți de acord cu mine că aceste regiuni de dezvoltare trebuie desemnate și în funcție de discuțiile care vor avea loc la nivel european. Și foarte, foarte important, orice schimbare teritorială administrativă trebuie să țină foarte mult cont de posibilitatea ulterioară de a atrage fonduri europene, ceea ce spunea și stimatul domn Masterand în anul 2, da? Vă mulțumesc mult pentru intervenția noastră, domnul istoric Popovici. Un tânăr care a tras un semnal de alarmă foarte, foarte serios, da, și dureros în același timp, o realitate dureroasă. Domnule, ăștia ne închid orice perspectivă. Da, din ce cauză? Pentru că la noi democrația se confundă cu dictatura, din păcate. Ba mai mult decât atât, ar fi trebuit să facă un referendum, cum am spus și eu în cealaltă emisiune, un referendum ca să întrebe fiecare român, este de acord sau nu cu regionalizare? Într-un stat civilizat și într-un stat democratic. Referendumul s-au făcut în toate sistemele. Exact. Inclusiv în cele dictatoriale. Mm-hmm. Acum am să fac un studiu, dictaturile din America Latină, am în gând să fac un studiu și nici în dictaturile de stânga din America Latină nu se întâmplă așa ceva. Deci referendum și în Chile, și în Paraguay, și în Uruguay, până și în Venezuela. Dar și în Germania nazistă a avut loc un referendum când a fost vorba de Slovacia. Ce înseamnă? Vox populi, vox dei, vocea poporului, vocea lui Dumnezeu, să zicem așa. Și atunci, la noi, dacă se încalcă principiile democratice, atunci... De-aia întrebați analfabeții ăștia din PDL, care s-au văzut peste noapte că conduc o țară. Haideți să vedem ce zice chiar șeful ăstora de a spus dumneavoastră, adică încă premierul Emil Boc. Șeful PDL a menționat că reorganizarea teritorială, și cu această frază poate răspund la o parte dintre întrebările adresate de telespectatorul nostru care a sunat mai înainte. Astfel, Boc a menționat că reorganizarea teritorială a țării este importantă în contextul în care, în noua formulă, fondurile europene ar putea fi accesate mult mai ușor, chiar de către autoritățile locale. Cu cât vom face mai repede reorganizarea, declară Boc, cu atât mai repede cei de la nivel județean sau de la nivel local vor putea merge direct la Bruxelles să aducă mai mulți bani pentru comunitățile lor. Dacă nu vom înțelege acest lucru, vom rămâne, ca și până acum, cu programe naționale de la București, care nu cunosc cel mai bine nevoile fiecărei comunități din teritoriu. Cumva aici a spus Boc, domnule, uite că fondurile europene se vor putea atrage și în noua formă de organizare, da?
Nu, dar de ce nu vă întrebați cât va costa această nouă reorganizare? Foarte important și aspectul ăsta. Vor fi miliarde de euro, începând de la cărțile de identitate, de atenturile care se fac pentru orice act. Bine, ori ăștia sunt inconștienți și vor cu orice preț. Cum ar putea să scriu că eu locuiesc în Bucovina Nord? Da. Nu, dar întrebați-vă, ce așteaptă ca să-i băgăm în pușcărie înainte de a-și termina mandatul dacă fac acest act de trădare? Păi ăsta e unul dintre cele mai criminale acte de trădare. A fost trădare. Făcut, da, adoptarea tacită a legii. Păi da. Propuse de UDMR și... Aia. Iar... Europarlamentarii pedeliși cu IEBA, marea politiciană și acum cu noua fică care și-a făcut și ea un partid, aia mare, Ioana, care, doamne, noi suntem familie europeană, Partidul Popular. Dar cine sunt, populară, da? Cine sunt cei care au intrat în această conferie tribală? Cine sunt? Sunt niște neaveniți, niște inculți și niște inconștienți lipsiți de orice simțământ românesc. Toți trădătorii de-a lungul istoriei s-au adunat în conștiința acestor indivizi care astăzi conduc România. Da. Și domnul Stolojan a venit astăzi cu o declarație, că ați amintit în prima parte a emisiunii. Da, că domnul Frutur este scutierul lui, scutierul. Dar văd că domnul Frutur uită un lucru. Când era domnul Vasile Ilie, prefectul județului, cel care l-a numit directorul direcției silvice județiene, astăzi, ca să nu spună că l-a îndepărtat total pe Vasile Ilie, i-a dat și lui acolo un colț de pâine uscat ca să roadă într-un birou. Deci din dita mai prefectul... Săracul domnul Vasile Ilie. Da. Din dita mai prefectul care a fost, a ajuns să fie și el un șef la peste doi oameni. Funcția de vicepreședinte a Consiliului Județean, da? El ce putere are? Da. Ce putere are domnul Ilie? El este... Hai să vedem ce zice... Inexistent. Domnul Stolojan, da, fără UDMR, regionalizarea administrativ-teritorială este blocată, procesul de regionalizare nu se poate face dacă UDMR nu aprobă acest lucru, în condițiile în care nici PSD nu dorește, nici PNL nu dorește, a declarat chiar astăzi liderul europarlamentarilor democrat-liberali înainte de ședința Biroului Permanent Național al PDL. Fără UDMR nu se poate, treaba este simplă, ori găsim o soluție cu ei, dacă nu suntem blocați, așteptăm vremuri mai bune. Din păcate, nici PSD, nici PNL nu doresc. Apropo acest de lucru, acest Stolojan. Apropo de acest Stolojan. Bine, el cerșește propriu suportul coaliției de guvernare pentru problema asta, să nu uităm. Apropo că de legea UDMR privind reorganizarea teritorială a fost în va ajunge în Camera Deputaților. Da. Haideți, Stolojan a fost Stolojan. În efemera funcției de premier a României. Ce a făcut? Aia când plângea domnul Băsescu. Nu. Asta înainte, mult înainte, da? Așa, ce a făcut acest individ? Ia să le luăm noi toată valuta străină și să ne luăm noi, ca să ne căpătuim noi. Și a dat acea lege, dacă telespectatorii își mai amintesc, că românul nu avea voie să dețină valută. Și asta era după lovitura de stat din 1989, după ce a tembelizat cu televizorul, fă-te Mircea că lucrez, așa, asta este Stolojan. Și l-a luat pe scutierul ăsta de fluturi, așa, și l-a pus în funcția în care este. Că i-a fost un servil scutier. Domnul, vă rog, domnul Popovici, după care o să-i adresez o întrebare. Când eram noi studenți, era un banc așa, care sunt singurii vecini care nu ne vor rău în România. Marea Neagră, desigur. Știe și domnul Vicol. Desigur, m-am uitat pe o hartă a Imperiului Otoman, de la origine până în prezent, și am văzut că țările române erau ținutul păcii. Știți că ei aveau ținutul islamului, adică țările care erau de confesiune islamică, ținutul războiului, țările care nu s-au supus, ținutul păcii. Iar țările române nu erau în componența Imperiului Otoman. Deci iată că turcii nu ne vor rău. Niciodată. Niciodată, exact. Și chiar turcii, deci o hartă făcută la Istanbul, la, respectiv la Ankara, la facultatea lor de istorie. Ei bine, iată polonii nu ne-au dorit niciodată rău.
ne-am luptat, așa. Nu că iau apărarea, dar știu foarte sigur că polonii nu ne-au dorit răul. Ei bine, dar ungurii tot timpul, dacă vă uitați... Cetatea neamțului, dacă... ce facem? Lăsați cetatea neamțului, am spus, astea au fost niște... Ce au căutat? Numai puțin. Carol al XII-lea de Carol al XII-lea era suedez, era suedez. Păi da, nu era suedez. Dar, ce am vrut să vă spun? Însă, haideți să ajungem la... Totdeauna au avut... Prietenii maghiari. Eu, știți cum... o coastă, știți, adică o, ca să nu folosesc alte expresii, în împunsătură în coastă. Asta, ne-au împuns în coastă. Noastră, da? În coasta noastră, da. În coasta noastră. Deci până la urmă singurul vecin al nostru care ne vrea bine este Marea Neagră. Tot la... Da. Da, da, și Toașul Băsescu, securistul Băsescu, spunea că Marea Neagră e la rusesc. De unde geografie? Rusesc, da? Atâta geografie. Domnul Vicol, de ce apar periodic astfel de subiecte privind regionalizarea și cu tonuri tot mai grave și cu declarații peste declarații? Oare nu e un tertip de a uita lumea că este foame, de a trece peste criza economică și socială abruptă în care ne aflăm? Criza va veni și mai accentuată. Asta a fost primul val, dar de data asta valul ăsta va face ravage. De un an de zile, din 3-3 luni, așa trimestrial, tot aruncă unul pe piață problema asta. Bine, acum avem ceva concret, da? Această adoptare a legii UDMR în Senat. Să câștige alegerile cu vânzarea României. Asta vor acești guvernanți care îi avem acum. Prostie, demagogie, lichelism. PDL. Prostie, demagogie, lichelism. Asta este PDL. Știți ce m-am întrebat? Pentru că, uite, în primăvară Udrea a mai declarat că România ar putea fi reîmpărțită în regiuni de dezvoltare după anul 2013. Asta era o analfabetă în liceu. I s-a dat notele din catalogul în care ea era elevă. Era o elevă mediocră și vezi ca o ironie. A sorții, asta ajunge ministra turismului și ea, dacă o întreb... Și dezvoltării, vă rog. Da, dacă pe ea o întreb unde se găsește Nepalul, fii sigur că nu spune. Habar n-are. Dacă Nepalul spune, nu e o marcă de poșetă, să ne înțelegem, da? Bineînțeles. Ea știe numai de Franța, ea știe numai de Germania. Dacă o întreb unde, a cui capitală este Vaduzul, se uită la tine ca ăla la Poartă Nouă. Da, interesant punctul dumneavoastră de vedere, stimate domn, da? Bun. Amintesc puțin și de faptul că guvernul a vrut să ne arunce într-o perioadă medievală cu acele voievodate. Am mai întâi să explicăm, domnul moderator, ce înseamnă voievodat. Voievoda, așa în limba slavonă veche, înseamnă comandant de oaste. Da. Ei bine, ce înseamnă, adică domn și voievod, cum era Mircea cel Bătrân, domn și voievod, adică domn peste până țara Mlașului și Făgărașului, până la Marea cea Mare, adică domn și asociatul său la domnie. Deci, jude, ce înseamnă județ? Judex, adică care, cel care judeca într-un anumit teritoriu. În momentul în care noi nu știm terminologia, atunci, bun, foarte bine, nu e... Omul face ce vrea în... Și vă spuneam și cu voievodatele în Polonia, acele au fost încă de dinastia Piastilor, de la 927 pe Hristos, încă de atunci au fost voievodatele. Deci erau cutumiari, nu ca acum, ca să vină unul să spună voievodate, cnezate, adică să ne reîntoarcem în trecut. Știți, să ne tractăm în trecut, cum au făcut fanarioții. De când a venit Băsescu la conduș și suntem în evul mediu, domnule. Da, vedeți dumneavoastră, noi am pierdut, știți, nu din cauza comuniștilor, am pierdut din cauza fanarioților. Exact acum ne întoarcem în regimul fanariot. Domnul meu, stați puțin, apropo, au fost și fanarioți luminați care au făcut sigur, foarte mult pentru Constantin culturi. Sigur, Constantin m-a procurat. Dar nu, au fost mai mult. Asta a rămas o chestie intrată de la Caragea și de la astea, dar stai puțin că fanarioții ne-au dat și puțină cultură. Da, importată din Occident, în veacul luministii, luminist. Domnul Vicol, trebuie revizuită legea fundamentală, Constituția, în cazul unei reîmpărțiri teritoriale administrative? Păi nu, trebuie revizuit în primul rând codul penal, că ăștia trebuie să intre în pușcărie rapid, nu cum au pierdut alegerile, să nu fie lăsat cu granițele deschise, cum am făcut în 90, a ieșit toată pleava și toți mângâitorii care ne-au furat lucruri și le-au vândut în stare. Ăștia, în apropiere, atunci să iei codul penal și să fie
pus după alte criterii. Nu vorbim chiar la mod general, unii dintre ei, nu? Chiar toți? Nu, de ăștia care ridică mâna în Parlament nu se egal vinovați ca și cel care fură. Eu te țin de 6 și tu mangleș, nu? Păi asta e și cu ei. O ultimă întrebare adresată ambilor invitați. Domnilor, într-adevăr, ultima reformă administrativ-teritorială majoră din țara noastră a avut loc în anul 1968. Din punct de vedere administrativ-teritorial, suntem oarecum depășiți. Haideți să nu fim băieții care l-au luat pe nu în brațe. Trebuie făcută o reformă administrativ-teritorială în țara asta? Trebuie, nu? Cred că sunteți de acord cu mine. Da, adică să zic cumva, condiții, cu o condiție, să... un referendum. Și în ce condiții? Referendumul este necesar, să întrebi pe fiecare român, afară de aia care banii pe care îi manglește din buzunarul pensionarului al nenorocitului, ia uite câți muritori de foame care se duc să stau cu mâna întinsă la o bucată de pâine pe care o dă PDL-ul și toate partidele afiliate PDL-ului. O mai apărut și acest partid al lui Dan Diaconescu, care este o farsă, o tragedie de... Exact. O bajocură de partid. Dar toate țațele, toți retardații, domnule, Dan Diaconescu este părintele nostru. Aici e marea lovitură pe care Băsescu a lucrat-o diabolic, că ăsta are creier diabolic, din cornorat. Ăsta nu este om. Pentru că Eminescu scria în 1887, într-un ziar în Timpul, la Iași, spunea așa în felul următor: la gurile Dunării se va naște Anticristul. Vai de cei care vor apuca vremurile Anticristului. Și îl avem pe Anticristul din Băsescu în fruntea statului, care ruinează și mor românii, mor cu sutele, mor. O ușoară corecție, 1800. Nu, Eminescu era deja mort, dar a fost... 1887. 1887, da? Da. Spuneți noastră. Bine. Bun. Ba da, aveți dreptate. Eu mă gândeam că am auzit 1867. Nu, ați înțeles noastră greșit, probabil. Clar, Senatul a adoptat acit legea Uniunii Democrate a Maghiarilor din România privind reorganizarea și înființarea Ținutului Secuiesc. România ar putea fi împărțită chiar în acest an, atenție, chiar în acest an, în 16 regiuni de dezvoltare. Mai sunt puține zile din anul ăsta, cred, adică vreo 2 luni, și dacă ei vor să treacă la fapte așa brusc, treaba de gândit. Și vor trece cu forța. Stimați domni, mulțumesc mult pentru participarea la emisiune, mulțumesc și tuturor telespectatorilor care ne-au urmărit, celor care au intervenit în direct și celor care au sunat și nu au intervenit în direct, dar au adresat întrebări sau puncte de vedere. Vă mulțumesc mult, eu sunt Relu Gavril Ursache și vă spun ca în fiecare seară, viață lungă, părăluțe în pungă, ce iubiți să strângeți în brațe. Și ne vom...